bine ați venit la un nou material extra Stax TV, în care vă prezentăm mare showroom ce s-a deschis aici pe Iuliu Maniu 333, adică în militari. Că poate în zona de vest a Bucureștiului, știu și punctele cardinale, vorba aia, aveți nevoie de mașini rulate de la Țiriac, autorulate sau Hyundai. Dar despre Hyundai nu o să vorbim astăzi, o să vorbim despre mașinile rulate de la Țiriac și noua locație. O să vă prezentăm coordonatorul de vânzări la care cereți discount, ziceți că ați văzut la Stax, și mașinile dinăuntru, discutăm despre ele, vorbim despre prețuri și despre calitate și avantajele clientului când achiziționează o mașină de la Țiriac autorulată. Hai înăuntru să vedem. Da, mă, arată frumos și înăuntru. Țiriac autorulată, 1000 de mașini verificate în stoc, orice marcă, orice model. Bă, nu chiar orice, adică eu cred că nu găsim Ferrari F40, nu găsim, dar sunt 1000 de mașini pe stoc, ceea ce e ceva, adică pe stoc cu livrare imediat, adică pac, pac, imediat. Dai banii și ți-ai luat Audi A5 din 2021 cu doar 88.000 de kilometri la 36.900 de euro, preț cu TVA. Bineînțeles, se poate lua pe firmă cu TVA-ul scăzut. Aici a sărit un pic vopseaua. Asta vreau să vă spunem, că discutăm despre mașinile expuse, despre prețuri și despre starea lor. Aștept comentariile voastre, aștept să-mi spuneți, vă spun și avantajele pe care le aveți dacă cumpărați o mașină la Țiriac rulate și mergem să-l cunoaștem pe coordonatorul de vânzări care vă întâmpină cu discount. Nu, glumă. Ziceam de sfaturi, că vă ajută Costin, el este coordonatorul de vânzări. Salut! Vă salut! Costin, salut. Îmi pare bine? Îmi pare bine, Daniel. El vă ajută cu cele mai bune sfaturi și cu cea mai bună consultanță în luarea unei decizii bune când cumpărați o mașină. Pentru că mașina se cumpără și în funcție de nevoile dumneavoastră, nu neapărat după culoare sau ce îmi place mie. Ce avantaje avem la Țiriac autorulate, pe lângă faptul că toate mașinile sunt verificate, toate mașinile vin cu kilometri reali, este că putem să facem și test drive? Corect. Într-adevăr, într unele cazuri, poate un pic mai greu, având în vedere că trebuie să facem niște numere de probă, majoritatea mașinilor nu au RCA, dar cu siguranță găsim anumite soluții în funcție de nevoile clientului, bineînțeles. Mașinile pot fi livrate de aici, din militari, și în alte orașe din țară? Corect. Avem mai multe locații în țară. Okay. Constanța, Bacău, Oradea, bun, prin care putem livra direct în țară. Au fost foarte multe cazuri, da, în care am vorbit cu cineva de la Oradea, au văzut o mașină de la noi de pe stoc, i-au plăcut. În momentul în care ne-au plătit-o integral, am putut face și transferul mașinii acolo. Deci aveți o tonă de avantaje. Așa cum vă spuneam, acesta este un clip ca voi să conștientizați faptul că avem Țiriac autorulate și în militari, adică în partea de vest a orașului. Ne prezentăm aici showroom, avem și parcarea de afară. Vă repet, băieții ăștia au peste 1000 de mașini pe stoc, nu aici la militari. Peste 1000 de mașini pe stoc în toată țara. Dar asta nu înseamnă că dacă intrați pe site-ul Țiriac autorulate sau pe Autovit sau oriunde găsiți mașinile de la Țiriac autorulate și găsiți o mașină la Iași, nu înseamnă că nu o puteți lua din București. Corect, așa este. Același lucru se poate face și se aplică și pentru oamenii care vin direct în showroom. Okay. Stau de vorbă cu noi, poate nu găsim în stocul din militari ceva ce vă trebuie, dar cu siguranță din locațiile celelalte putem alege ceva. Așa cum ai spus și tu, avem foarte multe mașini pe stoc. Mersi frumos pentru ajutor și pentru dispunere. Noi mergem la mașini, să ne uităm, să comentăm. Sigur, suntem cărcotași, ai acolo vopseaua sărită, acolo sunt niște mașini second hand. Mare atenție, deci trebuie să ținem cont de chestia asta. Hai să vedem. Mersi frumos. Din capăt, nu mă duceam la Superb. Eram cu Superb, aceeași culoare, pac, pac. Da, o luăm din capăt cu seria 5, din 2018, 530E, cu 67.000 de kilometri, 252 de cai. Este o mașină hibridă, benzină plus un motor electric. Opționalele cele mai importante sunt prezentate aici în fișa mașinii. Mașina costă 31.500, preț cu TVA. TVA-ul este deductibil. Are un dent pe capotă care, bineînțeles, se poate scoate fără vopsire, dar asta e altă discuție. Repet, este o mașină second hand, trebuie să ne uităm cum arată acest BMW hibrid la 67.057 de kilometri. Are o ciupitură în parbriz. Ceva, parcă am văzut. Da, are, da. Sper că e reparată, ca să nu plece parbrizul. Vă recomand. Da. După cum spuneam, mașina la 67.000 se prezintă foarte bine în interior. Avem și preșulețe originale de seria 5 de cauciuc. Pielea arată foarte bine. Ar putea să primească un tratament de piele, dar na, asta ține de fiecare
proprietar și cât de pretențios este. Nu este murdară, volanul nu este zgâriat, nu are ciupituri, nu are lucruri de nereparat, nu are păcăliși la centură, ceea ce... Hai să mergem la Superb. Eu cu Superb o am treabă. Asta are capota revopsită. Dar asta nu e un lucru rău, pentru că mașinile second hand pățesc tot felul de lucruri când sunt expuse exteriorului. Cărucior de supermarket, piatră de la mașina din față și așa mai departe. Că are un element revopsit, nu este un dezastru, Doamne ferește. Dezastru este când mașinile sunt lovite și reparate prost și se văd și acolo e o problemă, acolo e înșelătorie. Faptul că cineva a revopsit capota, mie nu îmi spune decât că fostul proprietar al mașinii a avut grijă de ea. A vrut ca mașina lui să se prezinte la el impecabil. Și de-aia a revopsit capota. Bun. Trecând peste... Nu știu cum să-i spun. Această intervenție. Pot să vă spun că avem aici o Skoda Superb din anul 2019. Costă 24.000 de kilometri. Motor de 2 litri diesel de 190 de cai putere. Cutie automată. Aer condiționat climatronic, lumini, comenzi, scaune încălzite, pilot automat, la prețul de 21.500, TVA deductibil. Nu știu dacă e bun preț, nu spuneți voi, că eu mi-am luat hibrid, nu cu electrice. S-a rupt covorașul de la călcâi. Era domnul care conducea mașina, purta pantofi, pentru că are covorașul textil rupt în dreptul accelerației. Deci e clar că omul folosea un toc. S-a lăsat pe ea. Păi vino să vezi. A? S-a lăsat frumos. Da. Bun, mă uitam la schimbător că și ăsta e un pic gros, dar nu ca al meu, frate, al meu la 65.000 avea băiatul meu șmirghel pe mâini, al meu era dezastru și nu e decât, nu știu, 1.800 de lei schimbătorul la Super. Ceva, niște prețuri fantastice, să-mi fac treaba aici, să stau bine, cum se stă în Superb, dar în Superb nu se stă bine neapărat doar în față, în Superb se stă extraordinar în spate. Mașina arată foarte bine, la 124.000 volanul arată mai bine ca al meu la 64.000, nu mai zic de schimbător. Avem aici acest infotainment lent la Skoda, lent, tati, lent. Dacă n-am avut bandă Nike și n-am luat Sprandi. N-avem voie cu muzică, dar era bună. Așa, cotieră reglabilă, arată foarte bine, are scrumieră, n-are încălzirea, încărcarea telefonului wireless, spații de depozitare peste tot, carduri, intră sticla de apă, de bere, de vin, de truică, torpedou, panou, ce vrei mă, refrigerat și cotiera și torpedou. Skoda mă, Superb, e bombă. Dar, haideți să vă arăt cum stau în spate. E, locul ăsta în spate îl găsești în variantele long de la mașinile de lux. Nici de cum în variantele standard. Ba mai mult, eu am și niște tetiere cu suport pentru cap foarte mișto, interesante, mi-au plăcut. Dar locul din spate de aici este efectiv fantastic. Stai foarte bine, două persoane, trei, câte vrei, 5, 9, 20 să fie bogăție. Și, mare atenție, ce avem la Skoda Superb. Sper să aibă și asta, să nu mă dezamăgească. Avem posibilitatea asta de a ridica așa. Și ar trebui să mai avem posibilitatea de a ridica cumva doar luneta, dar nu cred că are mașina asta. N-are mașina asta această opțiune. Există unele care se desfac separat. Bun. Când am vorbit de Superb, varianta de Superb care îmi place mie este combi, nici de cum berlină, dar e vorba de gusturile mele. Am ajuns la Renault Koleos. E viața mea de când mi-am dorit să prezint un Renault Koleos. Nici nu mă gândeam că în această zi superbă de marți, vezi că dărâmi alea, rupi alea pe aici, mănânci zilele și plătesc, vopsesc, nu e asta, nu iese la nuanță. Bun, și ziceam, avem Renault Koleos, care este în fabricație 2018, data primei matriculări 2019, deci a stat pe stoc, ca să zicem așa, nu e așa. 86.000, 174 de cai, diesel, cutie automată, tracțiune integrală, bineînțeles, 24.500, bineînțeles că așa mi-aș lua o mașină de teren cu tracțiune integrală, n-aș lua față niciodată, eu personal. 24.500 cu TVA deductibil, într-o culoare metalizată, cu perlă, cu toate nebuniile, nu ne dorim să revopsim așa ceva. Da, mă, da, altceva aici, vei? Altceva, nici volanul ăsta cu bordul nu sunt înghesuite deloc, sunt foarte frumoase, lumina albastră, sonorizare Bose, lemn, mahon, tati, mahon, nu te pui, lumina albastră aici zici că e dezumidificator, arată bine, suport de așa, cutie automată, tot infotainment, poziție la volan, scaune electrice cu piele, ceva se întâmplă aici,
Mamă, banchetă încălzită în spate cu butoane în cotiera spate. N-am mai văzut, jur. Super tare, o. Vezi? E tare, o, Stuart și Renault. Cine ar fi zis? Nu mă pot abține. Și iată-ne la ultimele două mașini din showroom, care sunt un Ford S-Max și un Mercedes-Benz GLC 250 diesel. Una e 22.900 redusă de la 24.000, mă refer la Ford, și asta este 30.900. Ambele prețuri sunt cu TVA și este deductibil. Acum, una e monovolum, una e un suvuleț. De asta spun că este foarte importantă consultanța în momentul în care achiziționați o mașină second hand. Este foarte important să-i spuneți vânzătorului care sunt activitățile dumneavoastră, numărul de membri ai familiei, ce activități preferați, câți kilometri faceți pe an cu mașina, pentru că este foarte important. Dacă faceți peste 30.000 de kilometri, atunci rentează să achiziționați un diesel. Dacă nu, putem să ne gândim la benzină, electric, hibrid și alte variante, gaz, GPL, ce mai merg românii, cu ulei, ulei de floarea soarelui, adică trebuie să luați în calcul toate variantele. Mergem și afară, pentru că băieții ăștia mai au o parcare în exterior și mai au și acolo niște mașini uzate și le vedem și pe alea, mă teleportez instant. În curtea celor de la Țiriac Autorulate să vă prezentăm restul de modele care sunt expuse. Uite, mă, aveau și un Ranger, vezi? Nici nu l-ai văzut. Păi uite-l acolo. Da, da, e Ranger. Ți-ai ales Audi A4. Da, în sfârșit, eu vă arăt acest Audi A4, pentru că ăsta și l-a ales Marius dintr-un mănunchi de chei. Asta a fost cheia alesă de el. Mașina este aici, este un Audi A4 2018, luna 11-a, atenție. Are 127.000 de kilometri, ca să știți când s-a născut, adică să știți când e ziua lui, de-aia vă zice luna, știi? Așa. Capacitatea 5.000 de centimetri, 190 de cai, motorul care trebuie, care se mișcă, nu la 250. Diesel automată 4x4, 4 care este? 4 formagii. Preț cu TVA 23.350. Deci dacă o luați pe firmă, mai deduceți niște lucruri. Mașina se prezintă bine, vine bineînțeles cu garanție, vine cu kilometri verificați, vine cu posibilitate de finanțare 2008, cât suntem, 23, 2008, nu știu ce să zic, dar poate că un an merge sau poate vă luați un credit de nevoi personale și finanțați mașina, dar asta e altă discuție. Mașina se prezintă foarte bine și vreau să vă spun că, pe lângă toate aceste lucruri, dacă o cumpărați astăzi, primiți și 4 anvelope de iarnă cu tocujante. Glumesc. Puteți să o cumpărați oricând, tot le primiți. Bun, hai să mai vedem pe aici ce mai avem. Renault, Mercedes, Audi. Le știu de mic, mă, de mic le știu. Acum nu le mai știu pe modele, le știu doar pe mărci. Dar înainte le știam și pe modele, și pe motorizare, și pe diverse lucruri. Am ajuns la concluzia că nu mi-a adus nimic bun în viață chestia asta, decât aprecierea soției care îmi spune: tu nu știi altceva decât mașini. Da, măcar să știu un lucru bine, restul nu contează. Bun, astea sunt mașinile, vă las cu Marius, că eu mă o să beau cafea, că n-am băut de dimineață. Nu mai du nimic. Băi, filmează-mă mașinile. Incredibil. Episodul, dar până să-l oprim, aș avea o ultimă întrebare la dumneavoastră. Dacă ar fi să testăm un model de la Hyundai, ce model v-ați dori să-l vedeți testat de noi? Asta e simplu. Știți cum e? Ce vor fanii? Pentru fan, nu pentru bani.